Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la un nou episod marca Fece România-Bruxelles din seria Român și România. Alături de noi în această seară îi avem pe Ina și pe Sergiu Coroi. Bună seara, dragilor! Bună seara, Antonela! Bună seara, Antonela! Bine ai venit la noi! Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația Fece România-Bruxelles și ne-ați primit în familia Coroi. Mulțumesc frumos, cu drag! Și bine ai zis familia Coroi, într-adevăr, suntem o mare familie, o familie compusă din colaboratori, o familie la propriu, deci noi, soțul, cumnatul, cumnata, care lucrează împreună cu noi și toți clienții noștri care fac parte din familia noastră, deci ai pontat bine. Deci vă măriți familia pe zi ce trece. Exact, da. Vă cunosc pentru prima oară, așa că sunt curioasă să știu cine sunt soții Coroi. Vă las pe Ina, prioritate doamnelor. Măcar așa, măcar aici. Deci cine suntem? Să încep de la mine, probabil, după asta las pe Sergiu. Sunt născută în Chișinău, Republica Moldova. Acolo mi-am făcut studiile, acolo am visat să rămân, dar acum 10 ani totuși s-au schimbat planurile și am ajuns în Belgia. Am ajuns în Belgia unde l-am cunoscut și pe Sergiu, unde am început activitatea împreună. De fapt, ca un mic intro, am fost în echipa lui, povestește el după mai în detaliu, și apoi am continuat împreună activitatea, familia, am îmbinat oarecum plăcutul cu utilul și așa am ajuns să creăm o familie din punct de vedere profesional și o familie la propriu. Eu am ajuns în Belgia cu 13 ani. A fost așa accidental. Nu mi-am dorit niciodată să ajung în Belgia, deci nici nu stăteam foarte bine cu limba. Dar m-am acomodat foarte rapid și am înțeles că un lucru important este când vii într-o țară străină să te integrezi cât de rapid posibil. Am făcut școală în serală, am învățat limbi străine și așa mai departe. La bază sunt profesor de istorie, dar fără să fi practicat vreodată, decât foarte, foarte puțin după facultate. Venind în Belgia, am început să învăț limbi străine și după aceea am început un master pe care nu l-am terminat, un master în marketing. Da? Marketing și ulterior am început să lucrez, am lucrat în două companii destul de mari flamande, am învățat limba flamandă. Și am avut ocazia să lucrez ca și job complementar la o firmă de asigurări. Deci în timpul zilei munceam program clasic și după aceea seara făceam prospecție, făceam asigurări. Și asta a fost în 2012. Am început în 2012. La început foarte greu, da? După aceea a început să-mi placă și în 2014 am decis să deschidem compania In&Co, deci care era la început compusă din noi doi. Care a luat amploare foarte mare, deci am reușit să dezvoltăm firma la un nivel destul de serios. Și în 2017 am decis să facem niște investiții, bineînțeles cu suportul băncii, și am cumpărat clădirea unde suntem, am cumpărat trei spații mari unde am lărgit, să zic, afacerea. Și am deschis acest birou frumos, renovat de la A la Z, în 2017. Wow, sunt chiar foarte impresionată. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, integrare full. Full, da. E mare lucru și mereu sunt fericită, așa cum îi spuneam și Danielei, sunt fericită când văd români de succes și mai ales oameni întreprinzători, oameni cărora nu le este frică să își asume riscuri, pentru că ce ați făcut voi este un mare risc. Nu multă lume riscă să facă așa investiții, să-și ia așa angajamente, să dezvolte. E foarte greu și întotdeauna mă gândesc din perspectiva angajatorului, nu din perspectiva angajatului. Sunt multe lucruri în spate, multe bătăi de cap, multă legislație, multe cheltuieli, multe neprevăzute, multe lucruri care, da, sunt greu de gestionat. Dar sunteți doi, așa că unde-s doi puterea crește. De aici poate și succesul vostru. Exact, da. O mare parte, într-adevăr. Știți cum este într-o afacere, să zic, pe lângă faptul că avem, să zic, compania de asigurări, broker, de fapt suntem o firmă de broker, de brokeraj, deci
Cred că o afacere, deci noi avem 4 copii și eu fac foarte des o paralelă între o afacere și exact un copil mic. Deci o afacere este exact ca și cum ai naște un copil mic. La început, primii 3 ani sunt mai grei, copilul răcește și așa mai departe, exact și afacerea la început, primii 3 ani de zile ai nevoie de efort. Prima criză, poate, respectiv la 3 ani. Crize și așa mai departe. După aceea, între 3 ani și 7 ani, este perioada cea mai frumoasă, o creștere exponențială, deci în afacerea noastră este identic, deci au fost o creștere exponențială, crezi foarte mult. Și după aceea apar crizele de la 10 ani, când în afacere ai nevoie de sisteme, deci nu mai merge cum era la început, trebuie să te adaptezi diferite... Reinventezi. Apar colaboratori, apar diferite conflicte. Caracterele. Și aici este marea diferență, să zic, între o afacere de succes și o afacere care nu are succes. Eu zic că totul depinde de viziunea liderului sau de viziunea persoanei care conduce această afacere. Cum ar fi și într-o familie, deci un copil va evolua în funcție de părinți, de educația care o dă acasă, nu de ceea ce primește la școală, cu toate că poate avea o influență, dar nu cea mai mare. Cea mai mare influență o are de acasă. Exact și în afacerea noastră, deci cred că foarte mult succesul afacerii a fost influențat de viziunea mea. Eu sunt o persoană care investesc foarte mult în dezvoltare personală, citesc foarte mult, am citit foarte mult, mergem la seminarii foarte des, deci asta este o prioritate pentru noi. Nu avem mașini de lux, nu avem case de lux, în schimb am investit în seminarii foarte scumpe care au depășit 15.000 de euro pe an pentru dezvoltare personală, management, marketing și așa mai departe. Și asta încercăm să transmitem și să oarecum să le aducem și colaboratorilor noștri. Deci una dintre prioritățile noastre este ca colaboratorii să fie foarte bine formați și nu doar formațiuni de bază, dar formațiuni continue și care să permită să răspundem cât mai bine necesităților clienților ca să fie toată lumea mulțumită. Pentru noi contează foarte mult ca nu doar clienții să fie mulțumiți, dar și colaboratorii. Deci ținem foarte mult la colaboratori și la relația noastră. Exact. Este foarte important. Ați atins un punct sensibil și anume că omul în permanență are nevoie de a se upgrada, de a trece la un alt nivel, de a deprinde anumite îndeletniciri, anumite practici, anumite abilități. Întotdeauna și mereu am crezut acest lucru, că cu cât investești în tine, cu atât vei culege mai multe roade mai târziu. Ceea ce este de admirat la voi. Mulțumim frumos. Exact anul acesta, de exemplu, noi avem tot timpul un program de formațiuni și INA, funcția INA, pe lângă faptul că este co-gestionară, co-gerantă, să zic, a firmei, deci ea se ocupă de programul de formațiuni. Deci ea este super, la zic, tot... Avem aproximativ, suntem o echipă de 40 de persoane, vă dați seama că trebuie să urmărești pe lângă legislație, formațiuni și așa mai departe, dar avem și formațiuni legate de dezvoltare personală pentru colaboratorii noștri. Anul acesta am avut, să zic, la un moment dat, ideea să schimbăm birou, să ne mutăm cu locația, pentru că a devenit prea mică și după aceea am stat și am făcut un calcul, am zis, cred că ar fi mult mai important să investim acei bani care ar fi să avem un bloc mai mare și un spațiu mai mare, cred că ar fi mult mai important să investim banii aceia în dezvoltarea colaboratorilor. Și atunci ăsta a fost un factor care ne-a determinat să nu decidem, adică să decidem să nu schimbăm setul firmei, numai pentru a mai lăsa un an, doi să formăm colaboratorii. Și am început niște cicluri de formațiuni foarte, foarte interesante cu Richard Consulting, cu Orion Invest, deci niște firme super dotate pe management, pe gestiune de daune, Deci noi apreciem, să zic, și în echipa noastră, în firmă, deci la noi toți colaboratorii se simt foarte bine, deci oamenii sunt foarte apreciați, unu, și doi, la mână, sunt foarte bine plătiți. Deci noi plătim colaboratorii noștri la justa valoare. Nu, și asta poate este un sfat care aș putea să dau antreprenorilor români din Belgia.
să facă un efort să investească în personal, în colaboratori, să plătească la justa valoare, pentru că un om care nu e bine plătit, în primul rând, este frustrat și, în al doilea rând, nu aduce fericire acasă, în familie. Și nu dă performanță. Exact, și nu dă performanță. E adevărat, da. Da. Și atunci noi avem... Da. Bine și te simți confortabil sau chiar apreciat la locul de muncă, performanțele pe care vrei să le atingi vor fi din ce în ce mai mari. Practic vei vrea să te autodepășești mereu. Acum, cu părere de rău, cu condițiile actuale, am fost nevoit să facem teletravai și am avut deja câteva feedback-uri. Persoanele ne întreabă dacă totuși nu putem să găsim o soluție ca să vină să muncească la birou. Deci ne-a făcut o plăcere enormă, pentru că asta înseamnă că totuși vin cu mare drag și o fac cu toată inima. Da. Cunosc sentimentul, eu mă duc cu zâmbetul pe buze la muncă, chiar dacă trebuie să stau acasă să muncesc, măcar de 2-3 ori pe săptămână mai fug până la muncă, chit că dau doar un mail sau vorbesc 5 minute la telefon, eu trebuie să mă duc la muncă. Exact, noi am captat chestia asta de la început și o facem natural, să zic, astăzi. Avem colaboratori, să zic, 60% din colaboratori sunt români, 40% sunt de belgeni, francofoni, flamanzi, polonezi. Și nu este o diferență, nu face nicio diferență între unul și altul. Face multe activități și extra în afara jobului, deci iarăși... Deci îmi face enorma plăcere să mă ocup de asta. Facem diferite ieșiri și încercăm să le facem destul de des, adică cu regularitate, ca să mai oarecum să ne cunoaștem mai bine și în afara jobului. Deci am remarcat că relația oamenilor devine mult mai aproape și mai sudată după asta. Și plus și pentru colaboratori este important să știe că nu sunt niște roboți, că nu vin la job doar ca să facă munca de la oră până la oră. Și e foarte ok din punctul ăsta de vedere. Un alt tip pe care l-am deprins pe vremea când lucram pentru Comisia Europeană era gen în fiecare vineri toată lumea se aduna la un mic dejun, un croissant, o cafea, nu trebuia să fie cine știe ce, dar era vorba de socializare. Toate departamentele se adunau undeva și a contat foarte mult, pentru că de multe ori ești ocupat la birou, stai în spatele unui ecran și pot trece și săptămâni fără să interacționezi cu colegii. Iar interacțiunea umană consider că e foarte importantă în orice ai face. Asta ne definește ca oameni, consider eu. Așa este. De acord. Ce planuri de... viitor aveți și aici mă refer și familiale și profesionale, mai ales în acest context, cum vă rămânem poziționați? Mai întâi de toate rămânem foarte pozitivi, deci chiar și la începutul pandemiei, bineînțeles, prima reacție poate a fost un pic de panică, un pic de stres, dar poate nu neapărat mai mult pentru noi, dar pentru colaboratori, pentru persoanele cu care lucrăm. Am vrut să le creăm totuși o stare de siguranță, da? Și am reușit să depășim această perioadă, deci acum, având oarecum o experiență în spate, suntem și mai pregătiți, Sergiu fiind o persoană foarte strategică și care privește nu cu un pas, dar aș zice eu cu 10 pași înainte, le are pe toate foarte bine gândite. Deci seara el rămâne mult mai târziu la birou, eu fiindcă copiii ultimii sunt mai mici, deci plec mai devreme și stau cu ei. Când vine seara, deja copiii dorm, vine și îmi zice: uite, vino să-ți spun ceva, deci am așa, și îmi zic de ce ideile și împărtășim, încercăm să găsim un pic de timp să vedem cum, dar sunteți o super echipă, faceți o echipă super. Despre planuri? Despre planurile de viitor, ce pot să spun eu, pentru mine personal, viitorul de fapt este prezentul, în sensul că facem ce putem maxim astăzi pentru a crea un viitor. Nu lăsăm lucrurile, cel puțin eu personal nu las nimic ce se poate face astăzi pentru mâine, nici vis-a-vis de colaboratori, nici vis-a-vis de clienți. Deci strategia este foarte sănătoasă și funcționează de mulți ani de zile de când avem compania, începând de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel. Deci încercăm tot ce se poate face astăzi, să tratăm astăzi și un dosar de daună să nu lăsăm deschis și o ofertă unui client să o facem astăzi și un telefon, de exemplu, la mine personal,
Avem astăzi aproximativ 15.000 de clienți români. Din 15.000 de clienți români, cu toții cunosc că pe mine când mă sună cineva, oricât de târziu a fi seara, eu sun înapoi. Deci nu există să nu sun înapoi. Dacă nu-mi răspunde, trimit un mesaj și îmi cer scuze că n-am putut să răspund și revin a doua zi. Deci, exact. Exact, contează foarte mult, pentru dacă mă sună cineva, cu siguranță mă sună pentru am cerut un sfat sau pentru, nu știu, pentru o problemă și așa mai departe. Deci nu mă sună pentru o chestie personală, cu toate că nu m-ar deranja, să zic. Și sunt foarte disponibil și asta oamenii apreciază foarte mult. Deci pentru mine asta este viitorul, să faci ceva astăzi, să faci tot ce poți astăzi ca să poți crea un viitor. Bineînțeles că pe termen lung avem planuri mărețe. De fapt, noi avem, deci este un grup de firme, ce avem noi sunt patru firme. Deci avem un birou de contabilitate ACN Consult, situat pe Avenue Louis, și mai avem și un birou de, cum să-l numesc, de asistență și administrație pentru românii din Belgia. Deci oferim, tratăm dosare de mutualitate, accidente de muncă, alocații pentru copii, tot ce se poate, ce se poate ciocni, tot ce este administrativ. Da? Și intenționăm să dezvoltăm această afacere anul 2021, vrem să dezvoltăm această afacere foarte mult, să oferim o latură mai largă a serviciilor, dorim să oferim antreprenorilor din Belgia care doresc un fel de asistență. Deci un antreprenor care vine în Belgia sau care are o firmă deja și primește 50 de scrisori pe zi sau 20 sau și 100 de mail-uri și el este pe șantier cu gestiunea așa și nu își permite să plătească o secretară sau asistentă, noi îi vom oferi această asistență, contra cost, bineînțeles, contra unui abonament, de fapt, în care el își va putea devia apelurile, își va putea devia mail-urile, își va putea devia scrisorile și noi le tratăm, contra cost. Avantajul este că cunoaștem deja toată gestiunea, cum se petrece și așa mai departe, și doi, și limbile străine. Deci persoanele care vor trata acest dosar vorbește flamandă la perfecție, franceză, engleză și așa mai departe. Da, printre altele, la noi la birou se vorbesc 11 limbi, deci suntem foarte mândre de asta și putem să oferim într-adevăr un serviciu. Legat de biroul de asigurări, dorim ca anul viitor, deci noi suntem foarte bine cotați de către firmele de asigurări în primul rând, în al doilea rând suntem foarte apreciați de către clienți. Dorim să dezvoltăm latura creditelor ipotecare foarte bine, deci care funcționează pentru moment, avem un singur colaborator. Dorim în anul viitor să avem minim 3 colaboratori care să fie pe credit ipotecare, bine specializați, formați, și dorim să oferim anul viitor o paletă cât mai largă de servicii clienților legate de asigurări. Pentru moment, majoritatea clienților sunt asigurați în asigurările de bunuri, în asigurările de bunuri, mă refer la asigurările de responsabilitate civilă pentru firme, case, mașini și așa mai departe. În schimb, nu prea sunt asigurați și aici trebuie să recunosc că nu este greșeală, dar poate a fost și o strategie. Am fost reactiv, să zic, în raport cu cererea care a fost mare, dar dorim să oferim clienților o adevărată analiză a nevoilor și aici ar fi asigurările de sănătate și asigurările de viață, care sunt foarte, foarte importante în Belgia. Deci, pensii facultative. Exact, da. Și atunci, anul viitor, vrem să ne axăm să avem o echipă de persoane care să se poată oferi acest suport clienților existenți, bineînțeles. Deci, cam astea sunt viziunile pentru anul viitor. După aceea, pe termen foarte, foarte îndelungat, să zic, avem ambiția să demenajăm, deci să ne schimbăm biroul, deci asta este sigur, deci va fi. Și ne gândim să cumpărăm ceva prin centrul Bruxellesului, o clădire mai mare, unde să avem spațiu mai mult, pentru că am văzut că calitatea serviciilor noastre este foarte bună. Mă refer nu numai a serviciilor către clienții finali, dar este și către colaboratorii noștri, deci avem o strategie sănătoasă, deci oamenii ne apreciază, colaboratorii ne apreciază și avem cereri de la persoane străine care încă nu ne cunosc, care au auzit de noi, să vină să lucreze ca și subagent, da? Să lucreze sub statut de independent, să presteze sub marca Inenco. Și atunci, chiar acum avem două dosare în curs, două persoane, trei de fapt, doi francofoni și un flamand, să zic, care ar dori să presteze sub marca Inenco. Este o evoluție, de fapt, a pieței și îmi dau seama că foarte mulți brokeri în asigurări care funcționează
independenți și care sunt singuri, de fapt, nu mai pot face față. Pentru că piața s-a schimbat foarte mult, s-a schimbat foarte mult maniera de a servi un client. Noi suntem 100% digital, deci nu avem nicio hârtie la birou, deci lucrăm 100% digital și asta ne-a permis să oferim rapiditate extremă deja clienților noștri și să receptăm și o cantitate foarte mare de informații de la companii și să le tratăm foarte rapid, ceea ce nu mai e posibil pentru un curtier, pentru un broker clasic. Și atunci, ca să devii broker digital, nu este evident pentru cineva care nu are mentalitatea asta. Noi suntem deja, să zic, bine informați și atunci noi ne permitem, cu un efort, să zic, care l-am făcut în trecut, care astăzi devine un efort mic, să zic, să putem să avem alți colaboratori fără să trebuiască să depunem un efort enorm. Și atunci am zis că o să deschidem, să zic, această oportunitate la cât mai multe persoane și asta e o viziune pe termen lung. De fapt, am dorit pe viitor să ne dezvoltăm această branșă de broker, deci să oferim servicii de brokeraj pentru alți brokeri mai mici, să zic. Și poate aș mai adăuga aici să lărgim un pic totuși clientela, în sensul în care acum, datorită cererii foarte mare, am oferit servicii clienților care vin din Europa de Est, dar am observat că avem cereri foarte, foarte multe, din ce în ce mai multe, din partea chiar belgenilor sau a altor naționalități. Și atunci, nu că nu am vrut să o facem până acum, dar pur și simplu din lipsa de timp nu am putut. Acum avem și persoanele potrivite care vorbesc limbile și competențele necesare, deci oamenii care au competențe ca să putem face. Deci asta tot ar fi un următor pas pe care o să încercăm să-l dezvoltăm anul viitor sau în viitorul apropiat. Da, suntem foarte, foarte recunoscători clienților români care ne-au făcut încredere. Majoritatea, să zic, mă cunosc personal, clienții care sunt de o talie A+, să zic, de o talie mare. Le mulțumesc din suflet pentru că au avut încredere și promitem, cum am făcut și până acum, că o să rămânem în continuare cu serviciul de clasă înaltă. Pe lângă clienții români, avem și clienți foarte, foarte mari belgieni. Chiar astăzi am în portofoliul nostru, avem clienți și care sunt și miliardari în Belgia. Deci, exact, care sunt cu asigurări la noi cu mașini super, super luxoase și care depășesc 300.000 și așa mai departe. Deci au ales clienții serviciile noastre? Simplu, pentru rapiditate și seriozitate. Serozitate. Și profesionalism. Exact. Deci, și cred că ați adus ceva pe piața belgeană, ceva ce este al românului. Ospitalitatea, disponibilitatea, plăcerea de a vorbi cu clientul, de a explica, calmitatea și toate aceste lucruri cu care românii, da, exact, se așa mândresc, este. Pentru că, da. Este adevărat, deci avem, să zic, emoțiile care vin, să zic, din familiile noastre, deci de a ne bucura să avem, să zic, să fim serviabili și așa mai departe. Eu personal, pe lângă aceste calități care sunt născute, eu am adoptat foarte multe chestii de la americani, din tot ce am citit eu și din seminariile care le-am făcut și am înțeles foarte, foarte mult că, și foarte bine faptul că investești în colaboratori, de fapt investești în clienții tăi. Și astăzi eu, cu mare drag, când vine cineva la birou, chiar eu, nici nu mi-este jenă să îi spun te servește colaboratorul X cu colaboratorul Y, pentru că știu că e o persoană de calitate și asta cred că aș putea trece iarăși pe o chestie de viitor, să creștem și mai mult nivelul colaboratorilor noștri. Așa este, să vă ajute Dumnezeu. Dacă tot vorbim de compatrioți, de realizări, nu pot să nu vorbesc și despre Dan Fodor și FC România Bruxelles. Și aș vrea să știu cum a început această colaborare. Este o colaborare destul de frumoasă. Pe domnul Fodor, cum l-am cunoscut? În 2017, când am deschis biroul aici, unde ne aflăm astăzi, domnul Fodor avea o asigurare de făcut și nu vrea sau nu găsea să-și asigure mașina niciunde. Pentru că era perioada sărbătorilor, cred că era de Crăciun, dacă nu mă greșesc, chiar era și în ajunul Crăciunului, ceva de genul, și bineînțeles peste tot era închis. Și birourile clasice, exact. Iarăși. Și domnul Fodor m-a sunat și mi-a zis că nicio problemă și a venit, era ora 8 seara. A venit la birou, l-am servit, a făcut asigurarea, era super, super fericit.
Și atunci s-a creat o relație așa. Este un om foarte călduros, un om cu o inimă foarte mare, foarte autentic, să zic, de mare încredere, deci de mare încredere chiar, nu zic că bag mâna în foc pentru persoane ca el, dar adică sunt liniștit dacă aș avea mâine o problemă, deci el ar fi o persoană care dacă îi dau un telefon, nu știu, cred că dacă e mort, revie ca să, ca să vină, da, să, vină să mă ajute. Deci este chiar este o persoană de nota 10. Și atunci s-a legat o relație între noi și, bineînțeles, având, să zic, deja afacerea care mergea destul de bine, știm cu toții că avem buget pentru diferite sponsorizări și așa mai departe și am zis că, na, mi-a plăcut mult ce face și am zis că m-am oferit eu, bineînțeles, și el a fost foarte încântat și așa a început relația noastră în 2017. După aia am participat la diferite evenimente, am fost și filmați la televiziunea RTBF, am apărut prin ziare și așa mai departe împreună cu el. Chiar este o plăcere să colaborez cu domnul Fodor. La domnul Fodor se vede, se simte de fapt dorința, ardoarea cu care, pentru tot ce, pasiunea pentru tot ceea ce face, deci ar fi o paralelă exact potrivită pentru, dacă vorbesc de Sergiu, pentru că face, să zic, meseria, nici nu știu dacă pot să zic meseria, deci își face pasiunea. Exact, face cu, el, pentru că mult, practic nu trăiește din ceea ce face. Este, nu. Și practic dă mult mai mult decât primește. Chiar și acest proiect care la început Român și România, am stat foarte multe ore cu el la telefon și am vorbit și m-a întrebat părerea, am spus direct, este genială, te voi susține și voi face orice pot ca să te ajut. Numele FC România Bruxelles, noi vă mulțumim pentru tot aportul și generozitatea voastră. Ne face mare plăcere să fim aici și să vă avem aproape. Vorbeam mai devreme despre viitor, despre planuri, despre, așa că mă duc mai departe. Vă vedeți aici la bătrânețe sau? Eu personal doresc, vorbind de viitor și de afaceri, să fac rapid o paranteză. Încep să scriu o carte. Deci lucrez la o carte, să zic că vreau să scriu o carte și intenționez, deci am câțiva români care doresc să-i ajut la nivel de viziune, să-i motivez, să deschidă o afacere și așa mai departe. Și cred că va fi una din afacerile mele, să zic, de principale în câțiva ani de zile. Deci să fie, mă refer la viziune, coaching, formare, un concept așa. Asigurările, rămân și ele importante, deci asigurările și coaching-ul sunt două afaceri care le poți face de oriunde din Europa. Nu intenționăm să ne întoarcem în țară, nu pentru că nu iubim sau, dar pentru că este o decizie care am luat-o și o decizie luată este o foaie întoarsă și nu ne mai întoarcem înapoi, nu vrem să avem regrete și așa mai departe, pentru că sunt tot timpul avantaje și dezavantaje. Dar cred că viitorul nostru, cred că arată mai mult spaniol. Mai la soare, mai la cândurită. Chiar ne-am început cu Ina, anul ăsta am început să învățăm spaniolă, de joabă e spaniol, am poco... Si, si. Ina iarăși, deci învățăm spaniola și ne pregătim, să zic, în viitor, pe viitor, cred că o să migrăm în Spania, unde e clima mai prietenoasă și putem să continuăm și afacerile, cred că din Spania, dacă Dumnezeu va păstra pacea pe pământ. Și mai ieftină decât Belgia. Da, e mai ieftină sau... Da, Spania este considerată a doua țară din lume după calitatea vieții. Deci prima este Japonia și a doua este Spania. Acum Japonia probabil o să scadă din cauza la Fukushima și așa mai departe, dar Spania rămâne o țară foarte sănătoasă pentru un stil de viață. Nouă ne place să trăim sănătos, deci împreună cu Ina nu mâncăm decât mâncare simplă, pregătită de noi, nu cumpărăm niciodată snack-uri și așa mai departe. Eu sunt vegetarian. Și decis, da, să nu mai mâncăm și carne. Exact. Ești vegetarian? Exact. Okay. Și Spania este o țară care are fructe și legume foarte sănătoase și iarăși e un factor care ne... Da? Și doi, cred că clima e favorabilă și pentru a putea face sport în natură și să te
să profiți de viață cât mai mult timp. Mult soare. Exact. Lucru care e bun pentru sănătate, vitamina D. Așa este, da. Da. Deci, deci asta este intenția noastră, să, să ne retragem spre Spania, acum vom vedea. Da, planurile se pot schimba exact. Oricând, dar da. Așa este, dar na, fiecare gândim puțin mai încolo și e bine că exact. Voi v-ați ales traseul. Aș vrea să vă întreb, pentru că oricum aveți foarte multe noțiuni, cunoștințe, activați în acest domeniu, deci consider că sunteți cea mai bună sursă de la care telespectatorii noștri își pot lua informații. Mereu pun această întrebare pentru că de aici am pornit această idee, și anume de a ne ajutora între noi românii, a crea legături, a oferi sfaturi, dar sfaturi adevărate, autentic, pertinente pe un subiect, nu ceea ce cred eu că ar trebui și m-am gândit eu noaptea. Cum ați sugera voi unui nou venit să se dezvolte aici, să-și înceapă o activitate aici? Nu neapărat ca independent sau ca o firmă sau ca așa. Care ar fi primii pași? Pentru că aveți toate informațiile din toate domeniile care sunt importante. Primul și primul lucru care ar trebui să-l facă, ar trebui să înveți o limbă străină. Deci asta, deci ar fi pe locul numărul 1 astăzi, mai ales astăzi în Belgia, unde este o țară cu atâtea posibilități. Deci poți să înveți o limbă străină foarte rapid. Deci, plus și gratuit. Plus și gratuit. Asta, aici vreau să ajung. Da. Există diverse școli. De exemplu, eu am făcut... Activistul, parcă dau niște... Pe lângă asta sunt și... Okay. Chiar sunt, și pe lângă primărie, fiecare primărie. Dacă dintre telespectatorii care ne urmăresc dorește cineva o consultanță, o fac gratuit. Deci o fac gratuit, fără nicio problemă, le pot da tot ce trebuie, numai să... Dar pe lângă faptul că sunt școlile care există astăzi, există aplicații. Deci astăzi suntem în lumea aplicațiilor, care este foarte, foarte eficientă. Deci eu am făcut școală serală la Leuven timp de 3 ani de zile. Am făcut la Goethe Institut în Bruxelles, deci petreceam ore întregi în ambuteiaje. Astăzi acele ore, dacă le-ar investi cineva să le investească într-o aplicație, că sunt aplicații de la Google unde poți să înveți o limbă străină, păi în timpul care l-am parcurs eu 3 ani de zile, înveți de 2 ori mai mult. Da. Ziceam că dacă cunoșteam aplicațiile acum 10 ani, deci vorbeam dublul limbelor pe care le vorbim acum, deci într-adevăr. Deci asta ar fi numărul 1, numărul 2, încercați să vă înconjurați de persoane care au, nu știu, obiceiuri diferite de ale voastre, dacă vrei să vă evoluați, nu știu, dacă poate să zic, vă place personalitatea cuiva, deci încercați să uitați ce persoane are în anturajul ei și încercați să vă anturați de persoane de genul. Sau frecventați, să zic, locuri care vă pot inspira. Încercați să faceți sport, că de obicei când faceți sport o să întâlniți persoane, că sport fac persoanele care sunt motivate, care sunt deschise. Exact, faceți sport, mâncați sănătos, nu consumați alcool și toate astea vă ajută, sincer, toate. Plus mersul la biserică sau rugatul, dacă nu puteți merge la biserică, să vă rugați să... E o formă foarte simplă și sinceră de a comunica și ați realizat dorințele. Plus poate cursurile de integrare, aș zice, de la primărie, deci chiar sunt recomandate îndeosebi pentru persoanele care intenționează să rămână în Belgia și care vor să obțină naționalitatea. Deci pe lângă faptul că sunt oarecum obligatorii, sunt și super interesante și super utile. Nu durează foarte mult, este vorba, independență de formulă, poate fi vorba doar de câteva săptămâni, dacă le facem o dată sau de două ori în săptămână, până chiar la câteva zile, da? Dacă le facem foarte intensiv. Acolo se vorbește foarte mult despre cum e organizată Belgia, despre tot ce este administrativ, despre tot ce este legal, despre unde să mergi ca să cauți eventual primul job, persoane de contact, etc. Adică chiar cursurile de integrare care sunt foarte, foarte bine dezvoltate în zona flamandă. Da, absolut. În Valonia nu cred. Și iarăși sunt gratuite. Următorul pas.
Următorul pas ar fi să, dacă ar fi să începi un job ca și salariat, să găsești o firmă cu un patron sau un manager pe care să-l apreciezi și să-l asculți și să înveți ceva de la el. Dacă ar fi ca și salariat, dacă ai fi un independent sau un antreprenor, ți-aș da un sfat să fac ceea ce face, dar să o facă excelent de bine. Să încerce să exceleze în ceea ce face. Odată ce este bun și este sigur pe ceea ce face, să încerce să ajute și pe altcineva, să formeze și o altă persoană. Odată ce sunteți doi, deja v-aș sfătui să aveți și un asistent, ca să puteți oferi o permanență și un serviciu de calitate, deci trebuie să aveți un asistent. Și după aceea, na, fiecare își croiește după aia viziunea și viața după propriile competențe și... Da. Ce aș mai adăuga, probabil, cu părere de rău, vorbesc și de experiența personală, foarte multe persoane care vin din țară, care au făcut studii într-un anumit domeniu, sunt nevoite să facă altceva. Doar pentru că nu sunt echivalate. Exact, diplome, așa. Deci, iarăși, poate să încerce să echivaleze diploma, măcar diploma de bacalaureat, cea mai, să zic, cel mai simplu și mai ușor de făcut echivalarea, și să nu abandoneze niciodată ideea și niciodată dorința de a face ce îi place, ce vrea să facă, pentru că niciodată nu este târziu. Deci eu am făcut cursuri de flamandă și aveam acolo persoane de care erau la vârsta pensionării, adică au zis că pur și simplu și-au dorit, dar nu au avut timp și au făcut asta. După care am făcut și alte tipuri de cursuri unde aveam alte persoane, iarăși cu vârste cuprinse, adică mult mai înaintate, dar făceau asta pentru că au zis că mereu și-au dorit sau pentru că au făcut o școală sau două școli și nu s-au regăsit și ar vrea să facă ce le place. Deci să nu abandoneze niciodată și să încerce totuși, poate nu imediat, dar cu timpul să revină la ce își doresc cu adevărat. Revenind la angajat, la ce ar trebui să fie atent în momentul în care semnează un astfel de contract cu un angajator? Pentru că nu toate sunt roz, pentru că eu, spre exemplu, am fost învățată în momentul în care mă duc la un interviu să-mi fac temele despre posibilul meu angajator, să, pe cât posibil să-i verific și activitatea financiară, să știu dacă o să poată să mă plătească. Nu cred că este în Bergea cazul să verifici situația financiară, că de obicei cam... Nu, aici era exact. O mică paranteză. Dar mă refer, depinde de contract. Aici vreau să ajung. Exact, și depinde contract, de contract. Dacă aveți, exact, tipul de contract. Majoritatea, nu știu dacă trebuie să spun bine, o să spun că totuși e o chestie foarte corectă și onestă, majoritatea românilor care vin nu prea își dau seama de statutul de asociat, salariat, habar n-o pe ce cale să aleagă. Dar exact, cel mai avantajos tip de contract pentru ei, deci o spun foarte deschis pentru că noi am luat calea, să zic, belgeană, super transparentă și dreaptă, deci este să aibă un contract fix, un contract de salariat. Numai că asta, bineînțeles, aduce niște costuri suplimentare firmei. Deci, ca și salariat, astăzi, de exemplu, dacă oferi unui angajat, unui colaborator, să zic, 1.500 de euro net, ca și firmă, pe noi ne costă 3.000 de euro. Și atunci, logic, toți preferă asociat îi dai 1.800 și 1.800. Și descurcă-te și mai vine, exact. Și altă problemă. Mulți care profită de asociații promițându-le la început că le plătesc taxele, legile și toate altele și după asta se trezesc cu părere de rău, sărmanii cu datorii la stat și cu... Exact. Deci asta chiar îmi pare foarte rău de tipul ăsta de colaborări. Sunt printre clienții mei și să mă ierte că poate trebuie să o spun în fața camerelor, sunt printre clienții mei care au tipul ăsta de contracte. Ideal ar fi să caute o soluție, să zic, favorabilă. Acum trebuie să recunosc și faptul că cei care vin poate nici nu sunt pregătiți să îi angajați, că nu au competențe necesare și atunci, logic, limba și atunci, logic, oamenii acceptă ceva decât nimic
Și, bineînțeles, pentru nivelul care l-au, poate nici nu i-ar angaja nimeni, niciunde. Deja au o șansă să fie asociați activi, dar na, cei care sunt integrați și așa mai departe, bineînțeles, dar am și observat chestia asta, cei care se integrează în Belgia, foarte rapid sau devin independenți sau devin cu statut de angajat. Așa este. Ca diferența între... Ți-am urmărit un filmuleț de curând. Povesteai despre beneficiile unei asigurări de pensie. Pensie de pensie. Nu știu, dar cred că noi românii nu prea avem această mentalitate de a ne asigura, de a merge pe asigurări facultative, de a investi în viitor. Fiind profesor de meserie și educat în țară, vreau să spun că nu este vina oamenilor. Este vina mentalității pe care o avem, care încet încet se schimbă. Mentalitatea comunistă, mentalitatea estică, mentalitatea sovietică, să zic așa. Eu mai numesc românii și mă numesc și pe mine, uneori numesc Homo Sovieticus, care totul era asigurat de către stat. Așa era, deci nu trebuia să ai nimic înainte, nici măcar cea mai mică asigurare, care din păcate astăzi nu mai este de actualitate. Deci suntem într-o lume full democrată și, să zic, în era, nu pot să spun capitalistă, digitală, unde totul se asigură. Și vreau să spun că și evoluția în care ne aflăm astăzi în țările occidentale datorează asigurărilor. Și o să vă dau un exemplu foarte simplu. Deci spitalele cele mai dotate, cu cele mai bune, nu știu, tehnologii și așa mai departe, sunt spitalele care lucrează doar cu asigurări private. Deci avem, de exemplu, Shirek, spitalul Delta din Bruxelles sau din Liège, sau sunt spitale super dotate tehnologic, dar ele lucrează, să zic, cu asigurări. Deci clienții care au asigurări, persoane care au asigurări, pot avea un acces la servicii mult mai calitative decât cei care nu au asigurare. Doi la mână, asigurările clasice, asigurările de mașini. Astăzi vedem că cei care își asigură mașina doar cea mai mică asigurare în caz de daună, bineînțeles că nu poți să faci nimic. Dacă îți iei un full casco, un full omnium, în caz de daună, primește despăgubire. Deci, asigurările de viață, iarăși, din păcate, să zic că oamenii nu percep tot timpul riscul în care suntem în aglomerația de astăzi și cel mai mare risc pentru mine este astăzi telefonul. Este digitalul, Facebook-ul și YouTube-ul și WhatsApp-ul. Am avut în ultimele săptămâni, deci nu vorbesc în general, foarte mulți clienți care au murit. Asta este să face parte din meseria noastră și încercăm să ajutăm familiile cu cât putem. Dar din toți decedații clienții noștri, deci nici măcar 10% n-au fost asigurați, dar din toți cei care au decedat, 100% din familii au revenit la noi să întrebe dar n-aveau asigurare. Și atunci, ce vorbeam mai devreme, spuneam din strategia care o vrem să o dezvoltăm anul viitor, vrem într-adevăr să tragem clopoțelul, să facem gălăgie mai mare. Oameni buni, trebuie să vă asigurați, pentru că trăim, să zic, pe meleaguri străine, unde... Pe repede înainte. Exact. Pe... Și în aglomerația, în viteza în care suntem, ne aflăm astăzi, nu facem atenție tot timpul, vorbesc de un accident rutier sau nu poate fi mai un accident rutier. Uneori fugim, alergăm și așa mai departe. Chiar și eu recent am alunecat și putea să... Da, asta este, poate fi oricând. Și eu cred că românul înțelege foarte rapid. Numai că are nevoie de explicații. Are nevoie de explicații și asta o să facem. Pentru că cunoaște foarte bine asigurările de viață, cunoaștem foarte bine asigurările de pensii, chiar suntem mult la nivelul superior, să zic. De fapt, asta a fost ceea ce am exact făcut până am deschide. Deci, la bază suntem, da. Am fost specializați pe asigurări. Cu avantaje fiscale în Belgia, cu tot felul de posibilitatea de a investi banii în case și așa mai departe. Exact. Și atunci, anul viitor, dragi prieteni, dragi români, cu siguranță o să fiți contactați, cei care sunt clienți la biroul nostru, o să fiți contactați de către colaboratorii noștri, care la rândul lor sunt, să nu vă surprinde, ca să vă invite la
la o întâlnire, la o programare, să vă explicăm exact cum stă treaba și după aceea fiecare decide. Dar noi suntem foarte onești, nu spun pentru a vă, în slăv, dar o spun prin maniera mea de a fi. Eu sunt un om foarte cinstit și nu e scopul ca să iau banii omului și nu, nici nu mă interesează chestia asta, nici nu aș vrea să o fac. Deci o fac să fie câștig-câștig, să câștige și el, să câștigăm și noi. Bineînțeles că mulți își pun întrebarea, dar tu cât câștigi? Logică câștig. Dacă este activitatea mea, aveam, sunt 40 de persoane care au 40 de familii, care au, logic, fiecare trebuie plătit și există, să zic, o remunerare în spate, dar ne facem chestia asta foarte transparent, deci nu neglijăm niciodată faptul că suntem plătiți pentru asigură și așa mai departe. Exact ca și cum te-ai duce la o bulangerie sau la un măcelar să-ți cumperi carnea și te-ai gândit suspect, oh, nu cumpăr că câștigă, are un procent pe carnea care o cumpăr. Este la fel și în asigurări, câștigăm pentru că este activitatea noastră, dar nu câștigăm cum își imaginează toată lumea enormități. Aveam zilele astea cineva care mi-a scris pe Facebook, Sergiu, ui, dar salariul tău de 300.000 de euro pe an. Nu există așa ceva. Bineînțeles, dacă aș opri astăzi, aș îngheța business-ul și aș da pe toată lumea afară, da, aș avea 300.000 de euro, dar nu e cazul. Deci, toți banii care îi producem astăzi investim corect în tot ce trebuie și deci. Și dacă revenim la pensie, pentru că ai întrebat de pensii, într-adevăr considerăm că este o asigurare foarte, foarte importantă. Nu doar pentru faptul că are un avantaj fiscal, ceea ce este foarte interesant pentru client, dar și pentru faptul că, cu părere de rău, statul nu ne dă prea mult când ajungem la pensie și mai ales noi independenților. Deci avem trei statuturi, să zic, în Belgia: statutul de salariat, statutul de funcționar și statutul de independent. Independenții sunt cei mai pătimiți. Deci dacă nu ne facem ceva, cu părere de rău, ce vom primi la pensie nu să ne ajungă nici măcar ne ajunge dacă revenim în țară, probabil. În schimb, cei care vor totuși să rămână aici, este de indicat să aibă o pensie privată. Și chiar dacă revii în țară, în câțiva ani de zile, oricum și prețurile în țară se ridică și poate sunt uneori mai scumpe la legume, fructe și așa mai departe. Chiar dacă suntem o țară foarte agrară și. Deci pensiile sunt chiar foarte recomandate. Exact. Trebuie să învățăm să ne adaptăm vremurilor în care trăim. Și locului. Și locului, da. Vă lipsește ceva din Republica Moldova și nu aveți aici? Să zic, mie mi-ar lipsi totuși prietenii de facultate. Am câțiva prieteni, dar cu părere de rău nu pot să zic că din Moldova, pentru că și ei au plecat. Deci cei mai apropiați prieteni s-au împărțit un pic în toate colțurile lumii. Și noroc că avem rețele de socializare unde ne mai putem vedea, unde mai putem vorbi. Avem un pic de lipsă de timp ca să o putem face și plus fusurile orare diferite care uneori nu ne permite să ne vedem atât de des după cât ne-ar dori, dar ne-am dori. În rest, poate uneori, să zic, ceva din bucatele de acasă, dar le facem aici. Nu pot să zic, pentru mine personal sunt perfect în punte. Mie cred că îmi lipsește uneori liniștea. Deci eu sunt născut la țară, într-un sat între colini, așa, și era o liniște din aia adâncă, profundă, așa. Eu la Chișinău am avut. Deci liniștea aia îmi lipsește uneori. Mai am nostalgie, să zic așa, din copilărie. Mi-e dor de familie, așa, dar în afară de asta nu-mi lipsește nimic. Și oricum, până și familia deja este aici. Familia lui Sergiu este aici, mama mea este aici, adică. Deci nu vă lipsește nimic, v-ați integrat perfect. Exact. Oricum, felicitări pentru toate reușitele voastre, mai ales pentru multitudinea de limbi pe care le vorbiți. Deci, chiar. Și germană? Aveți peristă? Da. A, deci e clar, belgeni. Vorbiți mai bine decât majoritatea belgenilor atunci. A, este adevărat. Deci noi vorbim împreună, eu vorbesc, chiar când ne-am cunoscut cu Ina, noi vorbim 6 limbi cursiv, deci scris și vorbit. Apropo, asta a fost și o mică, să zic, a fost așa o chestie
pe care se regăsesc la Frapat, pentru că tu zicea înainte de a ne cunoaște că mi-ar place asta în povestea cineva din apropiație, zicea că uite că mi-ar place să găsesc pe cineva, dar care să vorbească aceleași limbi ca și mine. Și ziceau, Sergiu, cam complicat, deja că sunt 6 și plus că și aceleași o să fie cam complicat. Și uite că așa vreo doamne, doamne. Dorința, exact, dorința niciodată nu... Da, trebuie să fim... Convins că dorința devine realitate dacă o păsești. Exact, ceea ce îți dorești și ceea ce pentru ce te concentrezi, așa, nu știu cum să spun, atragi. Exact. Dar și aici, de exemplu, aș spune un sfat foarte multor persoane care ne urmăresc astăzi. Uneori, dacă ai o viziune, nu trebuie să o vadă toți, viziunea ta. Și mi-aduc aminte, deci eu mergeam luni, mergeam, făceam franceză, marți făceam nederlanzi, miercuri franceză, joi nederlanzi. Și vineri făceam germană sau nu mai știu ce limba făceam, sau poloneză, nu mai știu ce limba făceam. Și mă întreba un prieten, serios, dar pentru ce ai nevoie? Și eu zic, deocamdată nu văd, nu am nevoie, dar cu siguranță într-o zi voi avea o oportunitate. Și așa am început, să zic, să evoluez practic în Belgia, că lucram pentru o firmă flamandă, am început ca și magazioner de jos, de jos, și lucram pentru o firmă flamandă care avea foarte mulți clienți polonezi. Și ca să te înțelegi cu... Și bineînțeles, direct de la magazioner, după jumătate de an de magazioner, mi-au propus să lucrez direct la birou. Și am început să lucrez la birou, după aia mi-au oferit un curs de specializare în Polonia, am fost în Polonia, am aprofundat limba și mai mult și uite așa. Și după aia am început să, da, vorbind flamandă, de exemplu, am reușit să intru la firma de asigurări. Deci, flamanda este foarte căutată în Belgia. În deosebire aici ne aflăm în zona flamandă, deci suntem practic obligați, adică toată documentația, tot ce ține de administrativ, legislație este doar în flamandă. Doar. Oricum contează, pentru că vorbeam de era digitală, orice se poate traduce, Google traduce orice, dar... Altul este impactul în momentul în care te duci la o instituție sau oriunde și colaborările cu flamandă, limba lor. Așa este, și colaborările cu partenerii noștri în asigurări. Avem un partener foarte solid, Baloise Insurance, care sunt flamanzi 100%. Deci am un care, de exemplu, n-ar fi început o colaborare cu noi dacă nu vorbeam flamandă. Da, ei până și în Bruxelles au apărut, deci și-au extins activitatea abia de 3-4 ani, pentru că până acum erau numai în Flandra. Companie care plecau doar în Flandra și au fost un pic mai reticenți, adică față de valoni sau bruseloazi și toți alții. Și ne-a ajutat foarte mult, adică aveam cu ei o relație într-adevăr super ok, datorită și limbii comunicării mai. Deci asta este un sfat tuturor românilor, încercați să investiți maxim posibil, chiar dacă nu vedeți utilitatea imediată. Deci vorbind o limbă te poți exprima, deci prin limbă îți poți exprima capacitățile, competențele, îți poți exprima, nu știu, tradițiile. Și deci, realiza. Exact. Puteți transmite unui copil, la? Deci nu-i musai, deci noi și copiii noștri, am deja Anastasia, fata vorbește 3 limbi, Anthony, deci o învățați o limbă, poate să o dați și copiilor voștri sau... Exact. Deci învățați, încercați să investiți, cred că cea mai mare investiție este în personalitatea ta. De aici pornește practic tot. Deci eu am înțeles chestia asta de mulți ani în urmă și o să ne auzim și în câțiva ani de zile, deci am aspirații și viziuni foarte mari care 100% le voi realiza, pentru că sunt foarte confident și sunt foarte sigur ceea ce vreau să fac. Sunt și format, sunt și, nu știu, am o siguranță enormă. Acum corona ne-a dat un pic peste cap planurile, dar încercăm să găsim pozitivul. Exact, adică să găsim pozitivul, dar cu siguranță fierbe ceva noi care trebuie să iasă și anul viitor o să dacă se termină toată nebunia asta. Apropo de corona, v-a afectat în vreun fel? Din fericire, nu. Adică nu am avut... Pentru că fiind digitale, am reușit să lucrăm de oriunde. Chiar și astăzi, 80% din colaboratori sunt acasă și pe laptopuri.
Și din colaboratori și din familie, din fericire, nu am avut cazuri de... Asta e bine. Apropo de limbile străine, am observat în orice caz că cei care vorbesc mai mult de două, trei limbi străine, mentalitatea oricum este schimbată. Este o altă viziune? Este adevărat, așa. Eu aș zice, pentru că faci creierul să lucreze un pic mai mult, respectiv el este, iarăși făcând conexiuni. De exemplu, eu am remarcat că după a patra limbă vorbită și încercând să învăț una alta, încerc să fac conexiuni între limbele pe care deja le cunosc. Exact aceleași conexiuni probabil le faci și cu o materie nouă pe care încerci să o asimilezi. Ideea e că și limbile străine din antichitate, în Grecia antică, pe primul loc, să zic, erau situate limbile străine și pe al doilea erau sportul. Deci abia după aceea erau studiile. Da. Și aici suntem ferm convinși și deci suntem, eu în trecut am fost sportiv de performanță, Sergiu nu a fost sportiv de performanță, schimb este un sportiv născut. Deci ne place amândurora să facem activități sportive, chiar dacă nu neapărat să mergem la sală, dar încercăm să o facem cât de regulat, măcar și o mică plimbare, o bicicletă sau orice, adică exercițiile până și acasă, de dimineață, înainte de culcare. Deci să ne menținem, considerăm că este foarte important și pentru starea fizică, dar și pentru starea psihică. Deci foarte mult. Plus, citisem niște studii care spuneau că persoanele care fac sport au și imunitatea mult mai dezvoltată și capacitatea de a învăța mult mai mare. Respectiv, iarăși era legătura între limbi străine și sport. Persoanele care fac sport sunt mai predispuși să învețe o limbă străină în plus și predispuși spre mult mai mult lucruri decât o persoană care este sedentară. Și un mic secret, persoanele care fac sport au o capacitate mai mare de a iubi. Aha, asta nu știam. Aflăm lucruri noi. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să vă am alături în această seară. Aștept cu mare drag să ne revedem cu toții în formulă mai mare, mai completă, să ieșim la un aer curat, la un grătar, la un meci, la o activitate frumoasă. A Fece România, să ne vedem sănătoși și cu bine. Mulțumesc frumos pentru vizită și mulțumim frumos domnului Fodor. Mult, mult, mult succes în continuare și prosperitate. Doamne ajută tuturor și să trecem cu bine această perioadă destul de controversată. Rămânem optimiști și obiectivi și totul va fi bine. Așa să fie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă așteptăm și săptămâna viitoare cu un nou episod Marca Fece România Bruxelles din seria Român și România. O seară bună, la revedere!